Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi, bă băieți, facem un nou clip, va fi un Q&A. Am niște întrebări de pe TPU, cred. Și, na, înainte a începe vreau să vă spun să îmi lăsați în comentarii întrebări, pentru că vreau să fac lunar câte un Q&A. Deci, haideți să începem. Prima întrebare, ai vreun animal? Hai să vedem dacă am vreun animal. Ok, aparent am găsit aici unul. Mai caut. Oh, am mai găsit aici unul. Ea e Ruby, pisica mea, uibesc. Cum e vremea de afară în momentul ăsta? Păi, în momentul ăsta e cam înorat, pentru că, na, toamna. Conduci? Da, pe GTA 5 sau Rocket League am niște mașini destul de mișto. La ce oră te-ai trezit azi dimineață? La 8:30, pentru că a trebuit să fac o oră oarecum. Ce ton muzical ai la telefon? Tonul meu muzical de la telefon este acesta. Ai vizitat altă țară? Da, am vizitat altă țară, am și poze de acolo, pot să vi le și arăt. Bun, Grecia, Anglia, Austria și mai, sunt mult mai multe, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Turcia, am și din Turcia poze, cam atât cred, da, cam atât. Îți place sushi? Mă, sincer, n-am mai mâncat sushi de mult, nu știu dacă mai place, mă rog. Ai laptop sau desktop? Măi, având în vedere că nu v-am arătat niciodată calculatorul meu și setup-ul meu, hai să o facem. Avem aici un mini suport de căști și aici pentru telefon, un hard disk cu două apzipilduri și cu un ceas. Nu știu ce caută ăsta aici. Dinozaurul, cel mai important. Tastatura. Mie îmi place, este super mișto. Am mai multe moduri la ea, cum ar fi acesta, în care efectiv orice tasta apeși, se aprinde, bam. Mouse-ul este un mouse mai ciudat, dar mie chiar îmi place. Un web, nu este așa de important. Și monitorul. Știu că este puțin mai vechius, dar eu chiar nu simt nevoia de a face o schimbare. Este 4K, efectiv, uitați-vă. Eu acum mă uit pe 4K la acest clip. E genial, mie îmi place, efectiv. Pentru gaming chiar e de folos. Ok, altă întrebare. Câți ani o să împlinești la următoarea aniversare? La următoarea aniversare voi împlini 13 ani, deci de-abia aștept. Porți lentile de contact. Vi se pare că port lentile de contact? Îți vopsești părul? Fiți atenți. Nu o să-mi vopsesc părul. Povestește-mi ceva ce vrei să faci azi. Azi vreau să ies cu prietenii cu trotineta, mă plimb și eu. Poate mergem pe la Cumori, ne plimbăm, ne distrăm. Ce preferi, hamburgerii sau cheeseburgerii? Bă, eu zic că hamburgerii sunt chiar destul de buni. Ai stat vreodată toată noaptea treaz? Bă, vara asta, în carantină chiar am stat. Gen, mă trezeam pe la 3 după amiaza și stăteam până la 6 dimineața. Deci, da. Ce culoare au ochii tăi? Ochii mei sunt căprui. În ce zi ești născut? Sunt născut pe 16 ianuarie, deci dacă nu spuneți la mulți ani pe 16 ianuarie, urât. Care este firma ta preferată? Bă, chiar nu știu, nu știu. Ce ai vrea să schimbi la tine? Nu știu, să fiu puțin mai înalt. Ce părere ai despre România? Bă, țara e frumoasă. Care este melodia ta preferată? Bă, n-am o melodie preferată, ascult trap mai mult, chiar nu am una preferată. În ce țară ți-ar plăcea să locuiești? Bă, mie mi-ar plăcea super, super mult să locuiesc în Anglia, pentru că am fost acolo și efectiv Londra e cel mai mișto oraș pe care l-am vizitat vreodată. Sunt numai case, efectiv case, oamenii sunt super mișto și tot. Ce zodie ești? Nu știu, hai să dăm un search pe Google. Aparent sunt Capricorn. Glumesc, băieți, normal că știu ce zodie sunt. Mă întreb dacă e cineva pe lumea asta care să nu știe ce zodie e. Care este culoarea părului? Bă, eu am păr șaten sau ceva de genul. Care este înălțimea ta? Bă, eu am undeva pe la 1,56-57, cred, sau nu știu,
sau 55, chiar nu știu. Oricum, sunt destul de... E ok pentru vârsta mea. Ai băut vreodată la vreo petrecere whisky? Da, băieți, deci eu la fiecare petrecere mă rup pe whisky de nu mai pot. Nu, evident că nu. Ce telefon ai? Bă, ăsta e telefonul meu. E un... Ce jocuri ai pe telefon? Bă, nici măcar nu știu dacă am vreun joc pe telefon. Filmul preferat? Bă, nu știu, cred că Aquaman a fost super, super mișto. Serialul preferat? Bă, Prison Break. Bă, uitați-vă la Prison Break, vă rog eu, e prea mișto. Joci CSGO? Da, joc CSGO, dar gen nu tryhard sau ceva. Mă joc o dată pe săptămână, așa, la fun. Care e youtuberul tău preferat? Bă, eu am 3 youtuberi preferați și cred că ăștia o să rămână forever. Lecturatul, Sălbaticul Sebi și Bercea. Deci, ăștia mi-au făcut copilăria și încă, cred că m-am uitat azi la vreo 4 episoade cu ei. Efectiv, e ora 3 după amiaza și eu m-am uitat la 4 episoade cu ei. Gândiți-vă seara. Materia preferată? Bă, nu știu, materia mea preferată cred că e matematica. Nu știu, îmi place materia de până acum în a 6-a, deci, na, matematica. Ce ai mâncat ultima dată? Bă, cred că am mâncat un corn cu ciocolată acum jumătate de oră, deci da. Cum te cheamă? Oh my god, o să-mi afla secretul. Oh my god, o să-mi afla secretul. Mă cheamă George. În ce oraș trăiești? Trăiesc în București. Oh my god. Tort sau plăcintă? Niciuna. Sunt prea dulci. Messi sau Ronaldo? Messi pe viață. Messi pe viață. Fotbal sau basket? Fotbal, dar am făcut și basket. Ok, deci cam atât cu episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe, să dați un share și să-mi lăsați comentarii ca să fac luna viitoare alt Q&A. Deci, da, la începutul lunii noiembrie voi face alt Q&A. Vă aștept să-l vedeți și pe ăla. Pa, pa!